Metalosport este o echipă imprevizibilă, formația gălățeană poate să facă meciuri excelente în fața adversarilor puternici, dar poate să piardă meciurile cu adversarii slab cotați. Remiza obținută la Vaslui cu Atletico poate fi un exemplu în acest sens. Poate spune și așa, jucătorii se mobilizează cu totul altfel când întâlnesc o echipă mai valoroasă sau din fruntea clasamentului. Cert este că de data aceasta ne-a prins, să spun așa, meciul în formulă completă, fără jucători care au o greutate la figurat mare în echipă să fie absenți. Și Cârjă și Milea și-au făcut simțită prezența. Din păcate, Cârjă a ratat un penalti, dar ne-am obișnuit, ca să spun așa, și cu aceste ratări chiar și de la 11 metri. Este al treilea penalti consecutiv. Metalosport a demonstrat că putea mai mult decât a arătat în turul campionatului. Regretele sunt însă tardive. Pot să decât să-i felicit pe jucători și asta arată ceea ce le-am spus tot timpul, că potențial există, în schimb de foarte multe ori nu reușesc să se mobilizeze la nivelul maxim al fiecăruia, să se autodepășească pentru fiecare joc. Și din păcate pentru noi, ce am spus la începutul campionatului, că campionatul începe în data de, știu eu, la noi a început în 3 septembrie, nu te așteaptă pe tine să-ți rezolvi problemele, indiferent de orice natură, de consistența lotului, problemele care apar pe parcurs cu accidentări, cu, știu eu, diverse alte probleme extrasportive. Metalosport vrea să încheie turul cu două succese. Rămâne de văzut dacă va reuși să-și îndeplinească obiectivul.